Mihai Caraman, ofițer în cadrul Direcției de Informații Externe a Securității Statului, în perioada 1958-1968, în calitate de șef al rezidenței de spionaj din Paris, a organizat și condus așa numită rețea Caraman, care a reușit să sustragă și să aducă în țară unele documente din cartierul general al NATO, provocând daune grele Alianței Nord-Atlantice. Rețeaua de spioni organizată de Mihai Caraman a fost afia care a bântuit NATO vreme de 11 ani și a sustras zeci de informații ultrasecrete pe care le-a pus la dispoziția Moscovei. A fost cea mai mare lovitură dată organizației Nord-Atlantice și a rămas una dintre cele mai cunoscute și mai enigmatice misiuni de spionaj în care a fost implicată România.